O ceartă în cuplu a avut o concluzie tragică la Turda zilele trecute, o femeie ajungând în stare critică la spital. Protagoniștii sunt doi tineri concubini, o femeie în vârstă de 22 de ani și un bărbat de 26 de ani. Din afirmațiile martorilor rezultă că victima voia să se despartă de partenerul de viață, dar acesta nu a acceptat ideea. Cearta a degenerat, moment în care bărbatul a scos un cuțit și a aplicat femeii mai multe lovituri în zona spatelui și a membrelor superioare, scrie știrdecluj.ro. Tânăra este internată la secția chirurgie toracică din Cluj-Napoca, iar medicii spun că starea acesteia este în continuare gravă. Iubitul femeii a fost reținut de polițiști, acesta fiind cercetat pentru tentativă de omor. Inițial, medicul legist a spus că are nevoie de 28-30 de zile de îngrijiri medicale. Faptul a fost încadrat atunci la loviri și alte violențe, dar s-a făcut o reevaluare a cazului, dată fiind gravitatea rănilor, acum agresorul este cercetat pentru tentativă de omor. A fost reținut de poliție, cel mai probabil astăzi va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Cluj.